Accidente grave în județul Olt. 7 oameni au fost răniți după un dublu accident în care au fost implicate 3 mașini și o autospecială zmurd. Primul impact s-a produs la intrarea în municipiul Slatina pe podul peste Olt. O autospecială zmurd care intervenea la locul accidentului cu semnalele acustice și luminoase în funcțiune a fost și a lovită de șofer care a ieșit din coloana formată din cauza accidentului. 4 dintre cei 7 răniți, printre care și 2 copii, au fost transportați la spital. La spital au fost transportați și 2 minori. Toate cele 4 victime care au ajuns la spital sunt conștiente și nu prezintă răni sau traumatisme grave. Vă va afecta activitatea faptul că descarcerarea nu mai poate fi folosită un timp? O perioadă autospecială pentru descarcerare nu va putea fi utilizată, dar avem peste 10 autospeciale care au în dotare și accesorii pentru descarcerare. A fost oprită circulația pentru 30 de minute, urmează să descongestionăm efectiv autovehicule care nu mai funcționează. Polițiștii cercetează acum circumstanțele producerii accidentelor.